Și pierdem bani din PNRR pentru că nu reușim să facem față sau să ajungem măcar să trecem de jaloanele pe care noi le-am trecut în acest plan național de redresare și reziliență, plan care, de care depinde venirea în țară a multor miliarde de euro. Gianina Vatkovici, colega mea, s-a uitat pe ce riscăm de fapt și de ce riscăm acest lucru. Bun găsit, Gianina! Am găsit, da, sunt milioane pe care le-am putea pierde dacă ne uităm de pildă și la cererea de plată numărul 3, pentru că în momentul de față pare că acolo se îndreaptă discuția, având în vedere că cererea de plată numărul 2 a fost deja finalizată, însă vorbim despre peste 70 de jaloane care trebuie îndeplinite și în special, de pildă, această reformă a pensiilor speciale n-ar putea costa cel mai mult dacă este să vorbim la sutele de milioane. A avansat la Luca Turcan această cifră de 700 de milioane, impactul, practic ceea ce vom pierde dacă nu vom reuși să îndeplinim această reformă, dar nu este singura, pentru că vorbim și despre alte ample reforme, dacă este să vorbim despre reforma pensiilor pe contributivitate, deci o nouă lege a pensiilor cu care trebuie să venim de asemenea cât de curând posibil. Nu în ultimul rând, legea salarizării, un alt jalon extrem de important care ne-ar putea lipsi de bani, însă se pune problema și a rocadei guvernamentale, pentru că în momentul de față, așa cum spunea de pildă un fost ministru al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, există această intenție, cel puțin pe care a observat-o Mihai Fifor, din partea liberalilor, să amâne această responsabilitate și asta înseamnă implicit și vina pierderii a milioane, poate chiar mai mult de euro din PNRR, pe Partidul Social Democrat. Ori spune Mihai Fifor, dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu se va mai face nicio rocadă și asta înseamnă pericol din punct de vedere guvernamental. Da, mulțumesc foarte mult, Gianina. De altminter, și ministrul Boloș, ministrul fondurilor europene, spune același lucru și anume că dacă nu respectăm aceste jaloane, pierdem miliarde. A treia rată e de 3,45 de miliarde. Ascultați-l pe domnul Boloș. Am putea pierde acești bani. Acum, decizia aceasta e o decizie la nivelul guvernului și la nivelul coaliției. Dacă comisia va insista și va fi nemulțumită și va considera că jalonul nu este dus la bun sfârșit și el trebuie aliniat cu sistemul de pensii general, atunci va trebui, cum am precizat, să fie luată decizia la nivelul coaliției, la nivelul guvernului, care este calea de urmat. Este foarte simplu de luat această decizie, însă consecințele trebuie asumate. Dacă se produce o destabilizare la nivelul acestor servicii publice care sunt de importanță strategică națională, fie că discutăm de apărare națională, fie că discutăm de ordine publică, fie că discutăm de Ministerul Public, toate aceste decizii produc consecințe și acestea trebuie asumate și nimeni altcineva nu și le poate asuma decât coaliția și guvernul. Dacă se va pune problema acestei armonizări, repet încă o dată, între sistemul de pensii general și pensiile speciale, această decizie trebuie asumată. Da, domnul Boloș vorbește de parcă domnia sa nu ar fi parte din guvern. Trebuie asumată, foarte impersonală mi s-a părut acea declarație și acele răspunsuri, dar interesant este Mădălina Petre, colega mea, este și alături de mine. Mădălina, mi se pare foarte interesant faptul că astăzi s-a adunat într-o ședință de urgență, asta așa la ultimul moment, că suntem în data de 22 și jalonul trebuie îndeplinit până pe 31. Deci în ultimul moment s-a adunat în ședință de urgență, au început să certe, a trebuit să ducă Marcel Ciolacu acolo să-i potolească. Zine și nouă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă?
Bun găsit, Nils, bun găsit tuturor. O ședință de urgență, însă nu s-a luat nicio decizie, doar au discutat cei din coaliția de guvernare. Inițial la această întâlnire au participat ministrul Muncii, Marius Budăi, dar și ceilalți miniștri din guvern care au în gestiune pensii speciale. Nu s-au înțeles de nicio culoare, au încercat să salveze într-un fel situația și președintele Partidului Social Democrat s-a dus repede la guvern. La fel, imediat după ce s-a terminat ședința de guvern, premierul Nicolae Ciucă a participat la această întâlnire unde teoretic ar fi trebuit stabilite toate modificările cu privire la această reformă a pensiilor speciale. Nu s-a ajuns însă la absolut nicio concluzie. Potrivit unor surse participante la această ședință, Marius Budăi a fost extrem de deranjat de miniștrii Partidului Național Liberal și asta pentru că scopul acestei întâlniri era ca fiecare ministru să vină cu amendamente care de această dată să respecte cerințele din Planul Național de Redresare și Reziliență, însă au spus cei din Partidul Național Liberal că nu au aceste amendamente, că i-au venit cu propuneri în momentul în care s-a făcut proiectul inițial de lege, proiect care este acum blocat în Parlament și despre care au spus cei de la Comisia Europeană că nu este un proiect bun și că nu trebuie adoptat. Și în cele din urmă, cei din Partidul Național Liberal i-au spus lui Marius Budăi să mai aștepte, pentru că în zilele următoare îi vor trimite pe mail amendamentele pe care le-au cu privire la această reformă a pensiilor speciale. S-a purtat această discuție. Cum spuneam, nu s-a ajuns la absolut nicio concluzie, pentru că în momentul de față, cei din guvern încearcă să găsească o variantă prin care, pe de o parte, să salveze pensiile speciale, dar pe cealaltă parte să nu pierdem nici banii din partea Comisiei Europene. Este aproape imposibil de realizat asta, pentru că în continuare susțin cei din guvern că pensiile militare, de exemplu, nu trebuie să facă parte din această reformă, pentru că nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Însă am citit cu atenție acea scrisoare care a venit din partea Comisiei Europene, în care nu doar că spun liderii europeni că trebuie introduse și aceste pensii în reformă, însă cei de la Comisia Europeană au și propus o formulă de calcul prin care să scadă pensiile militare. Este o situație destul de delicată și asta pentru că vor mai urma discuții în zilele următoare și foarte important, Nils, luni, ar trebui ca proiectul de lege care este blocat de câteva luni în Senat să treacă tacit de Senat. Ca atare și-au propus cei din coaliția de guvernare ca măcar în ultimul ceas să mai aibă discuții, să stabilească aceste amendamente, astfel încât pe repede înainte, duminică să le depună, luni să le discute în Comisia de Specialitate și luni să se dea un vot în plenul Senatului, astfel încât acest proiect de lege să nu treacă tacit în forma în care a fost făcut inițial, o formă despre care au spus foarte clar cei de la Comisia Europeană, nu respectă cerințele din PNRR. Și a fost mai mult decât vehement Marcel Boloș, a spus foarte clar, cei de la Comisia Europeană nu sunt foarte flexibili. Noi trebuie să respectăm efectiv ce scrie negru pe alb în PNRR, dacă nu, cei din coaliția de guvernare trebuie să își asume că vor pierde acești bani. Da, bani extrem de importanți, alături de mine fostul europarlamentar Norica Nicolai și jurnalistul Sorin Rașca Stănescu. Bună seara! Bună seara lui Sorin! Norica, sunt câteva chestii care totuși aș vrea să le mai discut. E adevărat, suntem pe ultima sută, ca de obicei alergăm acum, până la urmă tot nu facem nimic, adică ori o facem ca cum vor ei, ori nu mai iese nimic. Ce nu înțeleg eu, ai fost europarlamentar, explică-mi și mie treaba asta. Polonia, Spania, Italia, atunci când au avut nevoie de modificări, s-au dus și au negociat. S-au dus și au vorbit la comisie și au convins. Îți dau un exemplu de la noi. Ieri vorbeam cu generalul Barbu, fostul rector de la Academia Militară, exact, și vorbeam cu domnul general. Toți militarii au plătit contribuție de-a lungul vieții. Doar că acea contribuție, în loc să fie pusă de stat în bugetul de asigurări sociale, era pusă în bugetul general, în bugetul de stat. Dar ei, săracii, au plătit. Nu s-a dus nimeni la Bruxelles să le zică, bă, oameni buni, uite pe hârtie, uite fluturașul, oamenii ăștia sunt contribuabili, i-au contribuit la bugetul de pensii. Dar statul nenorocit e ăla care, de fapt, a luat banii și i-a șutit.
Cred că pot să-mi dai un minut, pentru că aș vrea să spun câteva lucruri care, nu știu, l-am mai spus eu în spațiu public, dar nu s-au spus. Ce înseamnă acest PNRR? Este un program de reziliență care este valabil până în 2026, deci este cu deadline, care a fost menit să întărească reziliența și coeziunea în Uniunea Europeană în contextul pandemiei și acum în contextul conflictului. Pentru România el este compus din 16 miliarde granturi și parcă 16 miliarde împrumuturi. După părerea mea, care am citit, ce am putut să citesc, ce a apărut în spațiu public, este cel mai antinațional program pe care România și l-a asumat vreodată, pentru că sunt domenii, iată, pensiile, dar și alte domenii, care sunt domenii de subsidiaritate și în care Uniunea Europeană... A fost votat în Parlament! Atenție, da, a fost votat! Deci, eu știu că USR-ul Ghinea a fost cel care l-a scris, dar a fost votat în Parlament, el a trecut până Parlament. Da, pentru că Parlamentul a devenit o turmă. N-au mai devenit oameni care citesc și analizează ceva și vor să vadă impactul asupra interesului național. În momentul de față, după părerea mea, ar trebui să renunțăm pur și simplu la partea de împrumuturi, pentru că este aberant să te împrumuți, să plătești și dobânzi și din banii tăi să-ți faci un rău dinamitându-ți coeziunea socială și așa precară în România. În ceea ce privește pensiile, sigur, Uniunea Europeană este, după părerea mea, total abuzivă și ne tratează cu același dispreț cu care ne tratează mai toate subiectele, pentru că niciodată dar nu reușim să ne impunem. Iartă-mă, nu că iau apărarea, dar dacă nu știe, dacă nu s-a dus cineva să-i pună deștul, să-i arată, cum am zis, fluturașul, dar acum, pe bune, ea zice, domnule, înseamnă că voi nu vreți. Dar tu ai impresia că are cine să se ducă din actualul guvern și să explice ferm cum stau lucrurile? Părerea mea este că nu. Pentru că, după părerea mea, actualul guvern n-are niciun interes decât să creeze discuții pe PNRR, pentru că principala vine pentru acest program o poartă USR și PNL, nu PSD-ul, care în momentul de față ar trebui să deconteze toate aceste chestiuni. Okay. Este absolut aberant, după părerea mea, pentru că încalcă și niște reguli europene, regula drepturilor câștigate. Carta Drepturilor Omului este parte din tratatul constitutiv al UE. Deci nu poți lua niște drepturi unui om pentru că acum cineva vrea să facă reformă și în cadrul reformei să priveze anumite categorii profesionale de aceste drepturi. Eu aș renunța la lucrul ăsta, foarte clar, nu e nicio problemă că vom pierde banii aferenți reformei pensiilor și ar trebui să ne aplicăm spre o reformă mult mai... Nu se suspendă cu totul, atenție, noi pierdem într-adevăr a treia rată, dar se suspendă până când jalonul este pus la loc. Deci nu este chiar așa. Nu este că luăm, pierdem 3,45 de miliarde și luăm restul. Nu e așa. Sorin, vreau totuși să înțeleg totuși substratul politic. Norica are dreptate. Când a trecut în Parlament, majoritatea era PNL-USR. De acord aici. Dar de când a venit PSD-ul totuși, de când a venit Marius Budăi, el tot zice, domne, dacă e nevoie, mă duc la Bruxelles. Prietene, e nevoie de mult. Noi oricum pierdem tot. Deci vreau să ne înțelegem foarte clar. Noi am pierdut de când a început procesul acesta de aderare câteva sute de miliarde de euro, cedând în stânga și în dreapta, în favoarea altor state europene, diverse avantaje. Am pierdut numai la transporturi imens, am pierdut la Schengen 60 de miliarde, nu vreau să fac bilanțul că e uriaș. A ieșit Klaus Iohannis și ne-a vorbit de 80 de miliarde pe care, vezi, Doamne, urmează să-i primim împrumuturi, neîmprumuturi. Până la urmă s-a ajuns la 30 de miliarde, din care jumătate, și are dreptate Norica, sunt împrumuturi la care bine am face să renunțăm. Din 30 de miliarde până în prezent... Sunt la dobândă aproape zero, la o dobândă aproape inexistentă. Da, da, cu condiții care înseamnă mult mai mult decât o dobândă uriașă. Bun, dar lasă-mă puțin să continui, că mai am jumătate de minut. În țară au intrat până acum, în total, 6 miliarde. Toate aceste 6 miliarde, aproape în totalitate, sunt în trezoreria Băncii Naționale a României și noi nu am fost capabili până acum să luăm, de fapt, din banii europeni, să-i accesăm, să-i folosim.
decât 150 de milioane pentru casele de marcat electronice, casele lămurii. Deci noi oricum ne alegem cu praful de pe tobă din acești bani europeni. Și din vina noastră și pentru că pe europeni nu interesează până la urmă situația României. Noi ne-am fixat într-adevăr niște obiective idiote, imposibile și acum culegem rezultatul. Eu nu sunt adeptul acestei idei că Europei puține îi pasă de România. Eu cred că până la urmă e pe sistemul exact cum zici tu. Bă, ne-am făcut-o cu mâna noastră, acum europenii se uită la noi și zic, bă, voi v-ați făcut-o, acum voi vreți ca noi să vă rezolvăm problema. Breaking news.